Multă vreme nu s-a știut nimic de trupul Sfântului Mina până când locul unde a fost înmormântat a dăruit vindecare în mod miraculos unui păstor și turmei sale bolnave. Locul a devenit atât de cunoscut încât și fiica împăratului Constantin cel Mare a fost vindecată aici de lepră. În urma acestei minuni, Sfântul Mina i s-a arătat în vis împăratului și a descoperit că în acel loc se află înmormântat trupul său. Ca mulțumire, împăratul a construit o biserică în care a așezat racla cu moaștele Sfântului. Multe lăcașuri de cult poartă numele Sfântului. Printre acestea se numără și Biserica Nicuț din Câmpul Lung, unde slujbele au început încă de vineri seara. Un sobor de preoți a oficiat slujba acatistului, la care au fost prezenți foarte mulți credincioși, atât din municipiu cât și din împrejurimi, veniți să se roage Sfântului Mina. Nu se împrănicească nelegiuiți, ne supune sub picioarele lor sfinte, când se pornesc asupra noastră ca valurile mării ce vin spumegând paripile vânturilor turbate, și să cadă ca spicele țarinii de la fața ta, și noi să te binecuvântăm zicând, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te căderea nelegiuiților vrăjmași, bucură-te îngrădirea nesățioaselor fiare, bucură-te înfrânarea mândrilor răpitori, bucură-te că se cutremură cei ce calcă voruncile tale, bucură-te că se ticăloșesc cei ce nu cinstesc minunile tale, bucură-te că se chinuiesc cei ce nu cheamă într ajutor numele tău, bucură-te că se tulbură cei ce te amărăsc, bucură-te că se laudă cei ce-ți mulțumesc ție, bucură-te că de mila ta toată făptura se veselește, bucură-te că de îngrozirea ta toți cei ce au greșit se pocăiesc, bucură-te al umilințelor izbăvitorule, bucură-te sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule, bucură-te sfinte Mina, mult Începând din anul 2011, Biserica Nicuț din Câmpul Lung are, prin stăruința preotului Dorel Stoica, o parte din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina. La acestea, în fiecare zi, dar în special de ziua Sfântului, mulți credincioși vin să-i se roage.